Aș vrea să știți că lumea înaintea celui de-al doilea război mondial trăia o euforie. Nici nu ne trece prin minte că în acea euforie nimeni, unii știau, dar ascundeau, nimeni din marea masă nu știa că războiul bate la ușă. În 1938, Comitetul Premiului Nobel de Pace, care e în Helsinki, singur comitet, este în Suedia, în Stockholm, Comitetul Premiului Nobel pentru Pace avea pe lista nominalizărilor pe Adolf Hitler în anul când el intra în Cehoslovacia. Iar războiul a venit ca un tăvăluc și a înghițit peste 50 de milioane de oameni care n-au știut. Am în fața mea o istorie. În lumea antică, una din cele 7 minuni ale lumii, după unele rapoarte, pentru că sunt mai mulți care au vorbit de cele 7 minuni, a fost minunatul templu din Ierusalim. Templul din Ierusalim, după cum îl descriu cei care l-au văzut și l-au admirat, se spune că era o bijuterie care în peisajul mohorât al munților iudeii apărea ca o perlă. Simne soarele când răsărea, strălucea templul acela. Uite, minune! În 2 Cronici 7:16, Dumnezeu a dat o făgăduință că numele meu îl voi pune acolo pentru vecie. Nu mă voi depărta de el. Iar templul iudaic era marca cea mai de preț, să spunem, vitrina, imaginea unui popor ales, iudeii. Prin anul 30 după Hristos, sau al erei noastre, un învățător prigonit, înconjurat de 12 ucenici, spunea: O, Ierusalime, Ierusalime, va veni vremea când nu va rămâne piatră peste piatră aici. Ucenicii erau uluiți, credeau că e vorba de sfârșitul lumii. Și Mântuitorul le spune un lucru în Luca, capitolul 21:20. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți atunci că pustirea lui este aproape. Oricine citește textul acesta îl găsește absurd. Poți fugi din Ierusalim, spune atunci cei din Iudea să fugă la munți, scapă la munte. Cum să fugi din Ierusalim când e înconjurat de oști? Și aici este încă o piesă a extraordinarei revelații pe care Dumnezeu a dat-o prin Iisus Hristos. El e profet. Cu 40 de ani, hai să spunem 38 de ani exact, înainte, 37 de ani înainte de acest eveniment, Mântuitorul vorbește în viitor și spune exact ce se va întâmpla și care n-avea nicio noimă. Și am să vă spun istoria acestui moment. Deci când veți vedea Ierusalimul înconjurat de munți, atunci cei din Iudeia să fugă, să plece. Deschid cartea istoriei. Noi știm că a existat pintenul împăratului al cezarului în Ierusalim. Era procuratorul,
sau guvernatorul, dacă vreți să vorbim în termenii aceștia. Sub el avea un lider local numit fals, împăratul Irod. El era împărat decorativ, cum e președintele în Germania. Nu ia nicio hotărâre, iar trebuie să stea pe tron cineva și atunci stă el. Era o continuitate a sângelui semit, pentru că Irod nici măcar nu era evreu, era edomit, esauit. Procuratorul trebuia să impună, să scrie în mintea poporului evreu că există un singur Dumnezeu și acesta se află în Roma și e cezarul. Iar iudeii care aveau o vână, știu, clocotitoare, au spus, nu se poate, noi avem un Dumnezeu. Și templul este semnul măreției și a totputerniciei lui și nu recunoaștem. După Pilat din Pont a urmat o serie întreagă de procuratori sau de guvernatori. Și istoria spune că deceniu după deceniu spiritul nemulțumirii, a frustrării poporului evreu era din ce în ce mai vizibil. Erau frământări în popor care arătau că urmează o explozie vulcanică, un cataclism. Iar procuratorii care erau puși de Roma, parcă din adins stârneau poporul la revoltă ca să iasă ei basma curată pentru nelegiuita lor guvernare. Vă dau un exemplu. Ultimul procurator al iudeii, pe nume Gesius Florus, se degheza în hoț. Eliberase câțiva bandiți din închisori, bandiți hoți. Și împreună cu ei jefuia și bățau jumii-juma. El odată a intrat în templu cu oaste și a furat 7.000 de talanți din templu, de care oamenii s-au răsculat și atunci a chemat oștile și a făcut baie de sânge. 3 zile au tăiat la evrei în Ierusalim. Ori vă dați seama că mai bine mor decât să fiu călcat ca un nimic în picioare. Iar în anul 66, capitanul templului, nemai putând suporta, ordonă încetarea jertfei pentru împărat și pentru Imperiul Roman. Lucrul acesta a determinat reacția Romei, l-a trimis acolo pe Irod, care a intrat cu oastea lui. Și interesant e că atunci când au apărut soldații, poporul s-a unit și nu numai că n-au reușit aceea prea mult, ci dimpotrivă au fugit romanii însperiați, înspăimântați. Iar capitanul templului atacă garnizoana romană, o desfințează, ucide pe toți moderații, unii care vreau să fie în pace, să, mai ales clasa preoțească, dorea să aibă liniște și pace, compromisuri cu romanii, ca să stea totuși pe tronul autorității spirituale. Și aceasta e scânteia primului teribilului război iudeo-roman. Atenție, n-a fost răscoală, a fost război în toată regula. De îndată ce s-a produs acest lucru, Roma poruncește lui Cestius Gallus, îi poruncește să, el era guvernatorul Siriei, să intre să facă ordine. Și acesta vine cu 18.000 de legionari. Nu întâmpină rezistență pe drum, bine, iau câte o cetate în mers, înconjoară Ierusalimul, hotărăsc să lovească acea parte a zidului care avea acces la templu, mai era puțin să reușească și dintr-un motiv inexplicabil, nu există răspuns, hotărăște retragerea. Ce au făcut iudeii? Ura! S-au înarmat? Și au început să taie din armata romană să-i hărțuiască, ucigând 6.000 de legionari. Din 18.000, o treime n-a mai fost.
Și atunci împăratul îl trimite pe vestitul general, un general echilibrat, Vespasian. El avea un fiu, Titus, amândoi vor deveni împărați, dar Vespasian vine cu oaste, vine în Ptolemaida, acolo coboară și în mod sistematic începe curățirea Galilei. Sunt multe de spus, sunt unele lucruri foarte interesante. Comandantul, erau trei comandanți militari, fiecare având o parte a Palestinei. Iosef ben Matatia era comandantul Galilei, vreo 60.000 de oameni, vă dați seama, război în toată regula. Bineînțeles că românii au făcut praf și acesta, comandantul, când s-a văzut că n-are încotro, s-a predat lui Vespasian și a devenit faimosul Iosif Flavius, cel care scria războiul de Belog Iudaico, despre războiul iudeilor. E o istorie interesantă, cine vrea citește, că sunt foarte multe aspecte. Mergem însă pe drumul de creastă. Și Vespasian intră în primul an, în anul 66-67, curăță toată zona dinainte. În anul 68 ajunge în fața Ierusalimului, numai că în anul 68, în vară, Nero este ucis și începe un haos în Roma. Am omis să vă spun un lucru. În momentul în care Ierusalimul înconjurat de oști de către Cestius s-a retras, ăsta a fost semnul. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, cine e în cetate să fugă, să nu se întoarcă înapoi, cine e pe coperișul casei să nu ia nimic, să fugă pentru viața lui. Toți creștinii din Ierusalim care cunoșteau profeția Mântuitorului au ieșit și au fugit la munte, scapă-ți viața la munte. Așa nume, în mica localitate Pela, care era dincolo de Iordan, în Iordania de astăzi. Când a venit prăpădul peste Ierusalim, niciun picior de evreu nu era, de creștin rectific, nu era în cetate. Un moment de aur, pe care unii l-au văzut, alții, fie că n-au știut, sau l-au știut, dar l-au ignorat. Și au rămas mai departe în Ierusalim, cu atât mai mult cu cât succesul, a revoluționarilor evrei de a măcelări coada oștirii lui Cestius era de partea lor, succesul era mare. În momentul în care Nero a fost ucis de către garda pretoriană, a urmat un haos în cetatea Romei. Pentru că cine trebuie să fie? Și este așa numitul anul celor patru împărați. Anul 69 s-au succedat unul după altul. Otto, Galba, Vitellius și Vespasian. Patru împărați care au stat 3 luni, o lună, 6-5 luni, s-au omorât unii pe alții. Iar cei din Ierusalim spuneau: Dumnezeu va nimici Imperiul Roman! Ura! Dumnezeu, în sfârșit, va distruge fiara! Iar acest lucru a creat un anumit entuziasm, o anumită stare de bine. Ei au construit un al treilea zid în jurul Ierusalimului, evreii, s-au înarmat, numai că în cetate, știți ce era? Erau cel puțin 3 fracțiuni rivale. Era unul, și anume Simon Bargiora, care venise din Galileea cu niște... s-au refugiat în fața lui Titus, au intrat în Ierusalim și au spus: noi vrem să fim cei care purtăm steagul. În Ierusalim era deja unul. Era Eliezer ben Simon. Avea doar 2500 de oameni. Cel care venise avea 15.000, vă dați seama. Și mai era o a treia fracțiune, fracțiunea lui Iohanan de Chiscala. Am dat aceste nume așa, ca repere.
Fiecare vrea să aibă conducerea. Nu erau uniți deloc. Iar acolo, în Ierusalim, era o anumită categorie, o rețea de teroriști, numiți sicari. Sica era un pumnal mic și acești sicari nu aveau treabă cu romanii, ci cu iudeii. Dacă nu ești de partea Revoluției, pac! Și tăiau, omorau moderați, cei care nu vreau în confruntarea cu Roma, care își dădeau seama că nu e nicio șansă. Știți ce au făcut sicarii în anii aceștia? Pentru că în perioada celor patru împărați, anul 68-69, războiul practic s-a încremenit în fața Ierusalimului. Iar ei au spus, trebuie să determinăm miracolul lui Dumnezeu. Și sicarii au dat foc magazinilor cu grâne și cu alimente. Deci romanii își întinseseră corturile în jur. Și de ce au făcut acest lucru? Ca să determine pe toți să n-aibă încotro să iasă la luptă. Lucrul acesta va conduce curând la dezastru în Ierusalim. În anul 70, Titus, fiul împăratului, noului împărat Vespasian, se întoarce. În mod strategic înconjoară Ierusalimul cu 4 legiuni mari. Interesant este că iudeii erau atât de siguri de templul Domnului, templul Domnului, că sfidau și râdeau de tot ce se întâmpla în jur. Nu odată făceau tuneluri subterane ca să iasă în mijlocul taberei romane și să facă ravagii. Odată au ieșit în semn de armistițiu, au chemat legionarii, au ieșit o grupă de preoți, nu erau decât niște ziloți cu săbile la ei, și când au ieșit legionarii la Taifas, au început să-i taie. Românii au fugit. Ha, ha, ha. Au râs. Practic, când au ridicat berbecii și turnurile cu care să lupte la același nivel cu soldații, cu evrei de pe ziduri, au făcut tuneluri care au ajuns sub aceste bastioane, aceste turnuri, au dat foc și turnurile au ars. Era atât de evident că Dumnezeu ținea cu ei. Romanii însă, e un raport care spune, la un moment dat erau atât de speriați încât ar fi vrut să plece. Pentru că felul în care tratau războiul iudeii era ceva înspăimântător, îi înspăimânta. În cele din urmă au luat hotărârea teribilă să înconjoare Ierusalimul cu un zid exterior, de jur împrejur. Imaginați-vă un zid, în 3 săptămâni l-au făcut romanii. În alt, nimeni nu mai putea ieși, nici intra. Cine scăpa prin tuneluri era răstignit. Se spune că toți copacii din jurul Ierusalimului au fost tăiați și transformați în cruci. Și de departe vântul ducea miasme de hoituri putrezind pe cruci. Iar numai și numai cruci peste tot, în loc de păduri erau cruci. În Ierusalim, lumea gemea ca număr și ca foame. Pentru că romanii cuceziseră teritoriile, cei care au vrut să scape au venit unde? În cetatea Dumnezeului cel Mare. Erau, Flavius spune, 1.100.000, Iosif Flavius spune în războiile iudaice, 1.100.000 de locuitori într-o cetate mică. Și nu era mâncare, pentru că sicarii au dat foc la grâne. În fine, cred că în luna august, septembrie, Titus reușește să spargă cele 3 ziduri. Luptele se duc disperat, chiar în curtea templului, cu atâta îndârjire încât romanii iarăși sunt înspăimântați de vitejia lor, templul ia foc și finita la comedia. Se încheie tot. De ce am pornit cu această retrăire a unui moment
extraordinar al istoriei. Nu era poporul evreu Israel, nu era poporul ales al lui Dumnezeu? Nu era templul Domnului, locul în care Dumnezeu și-a șezut numele pe vecie? Există un simțământ de asigurare pe care, în general, poporul lui Dumnezeu îl poate avea spre nenorocirea lui. Și a fost și un moment de aur când veți vedea Ierusalimul conjurat de oști, ieșiți, scapă la munte. Aș vrea să fac o paralelă. La ora actuală, noi suntem poporul lui Dumnezeu, Israelul spiritual, fără să am pretenția că doar adventiștii vor fi mântuiți. Sunt ferm convins că Dumnezeu are majoritatea poporului său în Babilon, scrie în capitolul 38 din Marea Luptă, ultima avertizare. Majoritatea copiilor săi nu sunt aici. Dar noi credem că suntem purtătorii de steag, cei care avem ceva de spus pentru ultima generație, pentru încheierea istoriei lumii. Și noi credem că suntem poporul lui, cum credea Israel că e poporul lui. Noi avem legea și harul, cum ei aveau chivotul și templul. Avem și noi asigurări extraordinare. Dumneavoastră știți că în toată lumea, scrie într-o enciclopedie a misiunilor, există doar două biserici mondiale. Două biserici care au o rețea care cuprind toate meridianele lumii. Biserica Catolică și Biserica Adventistă. E incredibil! Cea mai fermă în tradiție și în autoritate papală, cea mai fermă în Scriptură, în stă scris. Sunt doar două biserici mondiale care acoperă rețeaua aproape a tuturor țărilor. Avem motive de mândrie. Noi avem adevărul. Noi avem revelație, avem profetul cu noi. Și în spatele acestor asigurări citiți solia martului credincios către Laodiceea. Ești bogat, hotărât, te-ai îmbogățit. N-ai nevoie de nimic. Iar dincolo de aceste bogății pe care Dumnezeu ni le-a dat, să fie de fapt o identitate ticăloasă, săracă, oarbă, goală, nenorocită. Dragii mei, eu cred că motivul săptămânii de rugăciune nu este justificat doar prin nevoi personale. Pentru acestea avem zile de post personale, avem zile de rugăciune personale, în cămăruță, în familie, în grupa de rugăciune. Eu cred că starea noastră, amintiți ceva pastorul, de apatie, de absenteism. În timp ce noi, Ierusalimul, este înconjurat de o lume adversă și aș putea spune câteva lucruri. Noastră știți, aseară vorbeam ceva despre schimbarea de paradigmă, despre un cutremur mare cum n-a mai existat niciodată, când pentru prima oară în istoria omenirii milenare ideologia lumii a eliminat supranaturalul pe Dumnezeu. Lucru care n-a existat în nici o epocă a civilizației. Erau păgâni, zei păgâni, era cineva sus, acum nu mai e nimeni, noi suntem Dumnezeu. Iar această schimbare de paradigmă, nu mă repet cu privire la ce am spus aseară, este ceva fără egal. La ora actuală, creștinismul este principala oaie neagră, principalul corp sau ideologie prigonită. Nu să știți că ceea ce se întâmplă în Asia, în Africa, pentru că acolo islamul e puternic, numărul de martiri creștini dintre copți în Egipt, dintre creștinii din Thailanda, din
India. Păi în India există, spre surpriza noastră, știind că hinduismul este o religie integristă, care integrează, care e inclusivistă, include și acceptă orice religie, hindușii lapidează, omoară pe misionari sau pe cei care sunt vizibili în față. Sări peste unele date, mă tem de timp. Iar noi ce facem? Ne avem simțământul că stăm foarte bine ca iudeii în ceasul cercărilor. Noi știm că noi românii suntem superiori altor neamuri adventiste neromâne. Noi suntem la cuvânt, la scriptură. Ne amintesc că în 1990, la conferința generală, România era prezentată sub titlul The Showcase of Europe. Adventismul din România este vitrina adventismului. Dacă e ceva pe care vrei să-l arăți neadventiștilor, privește la adventiști din România. Noi. Îți dai seama că ca noi nu-i nimeni. Noi suntem la principuri. Iar în interior, ca în Ierusalim, lupte fratricide, Simon Bargiora, Eliezer Ben Simon, Ionatan din Ghiscala, lupte. Sunt afectate orgolii, mândrii, sunt supărări, sunt divorțuri de prieteni. Ce să vorbesc despre familie? Nu știu dacă sunteți la curent, v-am mai spus sau nu. Cel mai mare genocid sau nimicire de generații se întâmplă în biserică. Nu vreau să fiu un profet de rău, vreau să vă dau doar o statistică nord-americană pe care am auzit-o într-unul din comitetele executive când eram administrator. Știați că în 10 ani de zile diviziunea nord-americană a pierdut un număr de copii ai bisericii care trec ca număr de 1 milion. Copiii noștri. De ce se pierd copiii? Noi suntem fericiți că suntem Israel, dar unde-s copiii? Ce se întâmplă cu ei? De ce se întâmplă aceste lucruri cu ei? Mă întreb, pe lângă aceste nenorociri, sicarii au dat foc și la grânarele cu hrană. Biblia, nu mai credeți în ea. Vorbeam două sabate în urmă cu o soră de-a noastră, al cărei frate este pastor dincolo de hotarele țării. Și se plângea că fiii ei au ajuns la el în sănătate și fratele ei, care e pastor, pastorul bisericii mele, pastor adventist, spune că sabatul nu trebuie să mai fie înțeles cum au înțeles-o părinții, că au fost înguști. E așa un simbol. Poți să nici nu mergi la biserică, poți să... E așa ceva liber, ne-am eliberat, suntem liberi. Biblia, nu știm dacă este chiar inspirată, e mai mult o carte culturală scrisă pentru cei de acum 2000 de ani. Creațiunea, fim serioși, domnule, știința a demonstrat ce a demonstrat, citiți cartea și o zis că a demonstrat inversul. Ei, știința, evoluționismul, A.G. White, un profet apalașian, spunea unul care încă poartă numele de pastor. Un profet care a fost, bun, a dat îndrumări, dar nu era teolog. Nu era teolog, nu ne poate învăța pe noi. Și dacă credeți, sunt zone în Europa, nu dau nume, unde în mod foarte deschis E.G. White este repudiat. Spiritul vedic este depășit. A fost bun pentru secolul XIX. Noi avem altceva, avem teologia.
Și dacă vă spun că aceste lucruri se petrec aici, în Ierusalim. Și Dumnezeu dă un semnal. Biserica este împresurată, asediată de oștile păgânismului. Fugiți, scapăți viața la munte. Am avut privilegiu ca împreună cu o echipă de colegi pastori să fac un master la Universitatea Andrews sau sub egida Universității Andrews în leadership. Și acolo, timp de 2 ani de zile cât a durat acest master, îl făceam în sesiuni, nu stăteam acolo, ci din când în când veneam, stăteam 3 săptămâni, învățam, dădeam testele înapoi și acasă aveam teme de făcut și așa mai departe. Vreau să vă spun că pentru ca un om să fie lider, trebuie să aibă 9 calități. Știți care era prima calitate ca să fii lider? Vă spun cum sună în engleză, change agent. Agent de schimbare. Adică tu să fii factorul care se produci o revoluție, mișcarea apelor, să se întâmple ceva, agent de schimbare. Și tot atunci am aflat cu stupoare că acest proces, acest ceva, schimbarea, este ultimul lucru dorit de oameni. Este lucrul care deranjează cel mai mult. Nu știu dacă știți că există o scală a stresului. Și pe această scală a stresului sunt mutarea într-o altă locuință, schimbarea serviciului, evenimente neplăcute, divorțul este unul din cele mai mari stresuri posibile, moartea cuiva drag e dedesubt. Toate însemnează schimbare. Rutina nu are stres. Schimbarea produce stres. Ești pus în împrejurări noi, ești insecure, adică nu ai siguranță, îți pierde, pământul solid de sub picioare și trepidezi. Acesta se cheamă stres. Ori agent de schimbare e chemat să facă o schimbare nedorită de nimeni. O să spun o vorbă care poate deranjează pe unii. Hai că nu mai spun ca să nu se uite soția urât la mine. Pentru că dânsa este un cenzor necruțător. Dar ne place, chiar dacă miroase, că-i plăcut, că-i călduț. Nu aerisi, dar miroase, nu aerisi, că-i călduț. Și stăm în cuvântul care nu vreau să-l spun. Dragii mei, Dumnezeu ne provoacă la un singur lucru, și anume la schimbare. Schimbarea care presupune un efort greu. În Ioan, capitolul 14, cu 6, Mântuitorul spune: Eu sunt ce? Calea. Mă opresc. Spuneți-mi, vă rog frumos, care e deosebirea dintre o cale și un loc? Încă o dată. Care e diferența dintre o cale și un loc? Cum? Eu pot să stau pe loc și să văd departe. Așa, ăsta e cuvântul, dinamica. În momentul în care eu plec, mă mișc, locul devine cale. În momentul în care te oprești, calea devine loc. Și Mântuitorul spune, eu sunt calea. Știți ce înseamnă schimbare? Pentru Adam în Eden, schimbarea însemna creștere de la plus 10 la plus 15, plus 20, plus... Pentru omul păcătos, schimbarea nu începe de la 0, ci de la minus. Minus 20, minus 15, până la plus. Dacă acolo, în Eden, însemna creștere, dezvoltare, la mine nu însemnează, e schimbarea semnului din minus, rău, sunt chemat să devin miel. Ori aceasta este o operație psihochirurgicală, neurochirurgie. Numai Dumnezeu poate să o facă în mine.
dar aceasta însemnează calea. Aș vrea să recurg la unul din eroii care au fost somați, scapă la munte. Cum îl chema? Pe dumnealui? Lot. Puteți să-mi spuneți cine era Lot? Nepotul lui Avram, sigur că da. Fratele lui Avram a avut un fiu, a murit fratele, iar Avram l-a luat pe Lot la el și l-a crescut ca pe un frățior mai mic sau ca pe un nepot. Și au mers împreună până într-un moment dat, vezi capitolul 13 din Geneza, nu-l discut că e foarte interesant să vezi sub rânduri, printre rânduri. Dar la un moment dat Lot zice, Avram îl provoacă, îi face semn. Dacă tu vrei să... Deci, păi unde vei tu? Eu invers. Era un fel de a zice, păi... Și Lot prinde momeală, zice, da, de acord? Eu aleg valea asta. Vale bogată, nu pe munte. Ce se întâmplă cu Lot după aceea? Dacă vreți, citiți în Geneza 13 cu 12. Lot și-a mutat cortul lângă Sodoma, iar în capitolul 19, 1 la 3, nu mai avea cort. Ce avea? Casă. Ce însemnează cortul, ce însemnează casă? Apropo de ce am spus înainte cu Mântuitorul. Statică, definitiv stabilizată, nu te mai miști de aici, e casă. În timp ce cortul însemnează mișcarea. V-aș ruga cineva din sală să citească Proverbe 14 cu 11 și o să țineți minte acest text excepțional. Cineva care a deschis, nu-i nevoie să îl numesc eu, deschide Scriptura, se uită, Proverbe 14. Vă rog, nu-l dați pe ecran, pentru că nu-i de folos, mai de folos e să deschidem cartea. A găsit? Vă rog, sculați-vă. Frate, tare! Încă o dată, fratele, să citiți, ca să auzim din două locuri. Hai! Stop. Ce este a celor răi? Casa. Și mai departe? Auziți, dragii mei, mișcarea, schimbarea este cheia. Și vă spun de acum, un om nu poate să stea fix. Să stea acasă. E doar o iluzie. Pentru că omul oricum se schimbă. E ca un avion care zboară. Dacă nu bagă carburant, dacă nu animă, antrenează motorul, ce se întâmplă cu avionul? Deci sau crește sau cade. La noi există două tipuri de schimbări. Aș spune schimbare și alterare. Am un caz foarte interesant. Cazul unui, îl găsiți în enciclopedii, a unui criminal mare. Nu a fost atât de mare în sensul că a murit foarte mulți, dar era un mare, mare decăzut. Numele lui Jacques Fesch. E belgian. Tatăl său, bancher catolic, băiatul crescut în credință catolică, mama lui o credincioasă sinceră și a băgat acolo sămânță. Tatăl poate mai puțin legat de familie, mai mult de business. Și acest Jacques, îi plac banii, îi place viața, tatăl nu-l alimentează în poftele lui. Și băiatul, pentru că este strâns cu ușa, tras de lume și împiedicat de părinți, dădea dura cu credința, se face derbedeu, este exmatriculat din școli, la 20-21 de ani se și însoară cu una cu care a trăit, era gravidă, după aia o lasă, face orice și ca să scape dintr-un cerc vicios, vrea să facă un lucru extraordinar, să iasă de aici, din sferă, să facă ocolul lumii pe apă. Tată zice, dă-mi bani să-mi iau o șalupă. Tatăl spune, nu-ți dau nimic, ești derbedeu. Și atunci băiatul face ce ar face orice om cu mentalitatea lui. Cumpără un pistol
Și merge la Zilberman, un bancher din Anvers, în anii aceia, intră la el, îi dă una în cap, l-a lungit la pământ, trebuie să cotrobească după bani. Individul n-a fost lovit de să ajungă inconștient și are atâta putere să declanșeze alarma. Vine poliția, ăsta în goană își pierde ochelarii, Jacques, fuge, un polițist după el și spre nenorocirea lui Jacques se întoarce și trage de la mică distanță și omoară polițistul. Evident, evenimentele se petrec prin 1954. Iar el, pentru că auzi să omor un polițist, e ceva strigător la cer, la data aceea era persoana plenar împuternicită cu autoritate și toți trebuiau să asculte. Și există un strigăt popular la moarte, iar Jacques Fesch e condamnat la moarte. Pentru aprilie 1957. Este anume o strategie să nu-l execuți repede pe cel condamnat, ca să fie și o mărturie pentru el, să fie o pildă și pentru alții, să nu treacă repede. Și îl țin în pușcărie. După un an de zile se întâmplă ceva. Sigur că preotul catolic, știindu-l că e fiul de credincioși, îl vizitează în pușcărie și se întâmplă ceva care... Vedeți ce înseamnă o sămânță pusă de mama lui. Băiatul ăsta, criminal, condamnat la moarte, se convertește. Cere hârtie să scrie scrisori de regret pentru soția lui pe care le-a dat-o, pentru Zilberman, familia polițistului, părinților, scrisori multe. Asta se întâmpla în 1955 și în 1957, 2 ani de zile scrie scrisori. În 6 aprilie e ghilotinat. Soția lui, o femeie săracă, întoarsă și ea la Dumnezeu, culege toate scrisorile și în 1970 le publică. Dragii mei, de atunci devin un volum de meditații profunde, spirituale. Și-au încurajat și-au luminat atâția oameni. A fost alterare și a fost schimbare. Atât de impresionante sunt scrisorile lui Jacques Fesch, încât în 1995-93, arhiepiscopul Parisului face o cerere pentru beatificarea lui. Auziți? Criminal beatificat. În 1993 se cere beatificarea lui Jacques Fesch, pentru că scrisorile acelea mărturiseau cu adevărat schimbarea. Dragii mei, suntem în săptămâna de rugăciune. Suntem și noi indivizi în poporul lui Israel, ne bucurăm de binecuvântări, de ploaie, de soare, împreună cu cei răi. Ne socotim popor ales, popor ales, popor ales. În zilele care urmează voi dezvolta criza care justifică o săptămână de rugăciune specială, în care vi se cere sau te schimbi sau ia-ți adio de la mântuire. Pentru că Ierusalimul e conjurat de oști și acum când în sfârșit este un moment de răgaz, ieși, scapă la munte. Dacă spui, vor mai fi ocazii și în viitor, să știți, păcatul rutinează. Știți dumneavoastră vorba, rutină, rugină, ruină. Și toate acestea prin amânare, prin rezistența la neplăcuta schimbare. Dar știți ce spune Luca 16:16?
că de la Ioan Botezătorul încoace împărăția cerurilor, continuați. Cum se ia? Cu năvală. M-am dus pe zilele trecute să verific ce este cu această expresie formidabilă iureș în izmene. Așa ceva a fost în primul război mondial, când toată oastea română s-a retras în Moldova și la punțile de, la trecătorile din Ardeal spre Moldova, a fost armata română sub unul Ieremia Grigorescu și un altul Cristescu și erau mai mulți care au fost oameni grei. Nu să știți ce au făcut? Ei stăteau și noaptea, când veneau nemții, spune Mackensen, generalul care conducea armata germană de invazie, de cucerire. Dacă îi vedea, sunt goi, sunt în izmene, ei se luptă la baionetă, noi nu rezistăm. Ei nu erau învățați să luptă la baionetă, ci pac, pac, la depărtare. Acolo s-a născut pe aici, nu se trece, pentru că au luat, au apărat cu năvală. Dragii mei, dacă nu se întâmplă ceva în viața noastră, dacă nu se întâmplă o năvală, aș vrea să mai subliniez acest gând. La 27 martie 1977 a avut loc cel mai grozav, cel mai cumplit accident aviatic din istoria aviației până azi, până în 2018. Și anume în Tenerife, pe un aeroport secundar, pentru că pe cel principal era o amenințare de terorism, care nu avea decât o singură pistă de alergare, de decolare și de aterizare, două avioane s-au ciocnit. Unul aterizase și aștepta să iasă din pistă, fiind și ceață, era Panamul care aterizase și erau avioane cu etaj, Boeing 747, mari, imense. Iar un alt Boeing 747, KLM, vă mulțumesc, KLM, tocmai n-a înțeles bine semnalul și a decolat în timp ce ăștia erau la capătul, nu la capătul pistei, la o treime. Și vă dați seama, coliziunea a ucis 583. Au scăpat doar 16 ieși. Și unul din cei care a scăpat, atenție, că e vorba de noi, a relatat ce s-a întâmplat în timp ce Panamul a reușit, KLM-ul, a reușit, când a văzut avionul, a tras de manșă, dar n-avea puterea suficientă să se ridice și a tuns, a retezat capacul Panamului, carburantul explodează, vă dați seama, erau de cisternele, tancul de carburant, totul e în flăcări, iar oamenii din Panam care așteptau, așteaptă. S-a creat s-a rupt avionul. Erau spărtură și oamenii stăteau uluiți, așteptând să vină cineva să-i scoată. Și spune că acest bărbat pe nume Paul Heck, când a văzut asta și-a deschis centura, a luat-o pe vasă și hai după mine! Toți ceilalți stăteau, așteptau ce? Nu sunt pregătiți de schimbare, de năvală. Și omul a luat nevasta și au ieșit pe spărtură. Cei care au luat inițiativa, care n-au așteptat să-i slujească îngerii, aceștia 16 inși au scăpat, atât. Ceilalți au ars ca șoareci. Dragii mei, cu 10 ani în urmă, Spitalul Johns Hopkins, ați auzit de el, este unul din cele mai mari institute medicale din lume, Johns Hopkins Hospital. Au raportat o statistică teribilă vis-a-vis de rezistența la schimbare. Despre asta vorbim, rezistența la schimbare. În fiecare an, în Statele Unite, se operează de
bypass 600 de mii de oameni. Un bypass nu este o soluție pe termen lung, durează 2-3 ani. După aceea iar trebuie intervenit. Dar dacă vrei să nu intervii sau să prelungești acești 2-3 ani, trebuie să faci o schimbare drastică în stilul de viață. Și îi spun, după un an de zile, vin aceiași pacienți în aceeași stare de la început. Dom'le, ai făcut ce ai zis? N-am putut. Dar e viața în joc. 90%, în ciuda faptului că moartea în fața lor, sunt rezistenți la schimbare. Spunea cineva, ei, și dacă o fie așa cum zici, merg și eu unde merge toată lumea, la foc, la foc cu ei. Vă dau o soluție. Împărăția celor se ia cu năvala. În septembrie 1066, Wilhelm Cuceritorul, ulterior va fi numit regele Franței, încarcă 700 de vase cu 7000 de soldați, cu 2000 de cai, ca să invadeze Anglia. Când coboară dincolo de canalul Mânecii, descărcați tot, trimite niște oameni devotați cu făcliile, dați foc la corăbii. A fost un martor care spune, a ars corăbile. De ce, împărate, de ce? Ca să știți că nu avem decât un singur drum. Înapoi nu se poate. La câteva zile a avut loc bătălia de la Hastings. Și acolo s-a întâlnit cu Henric. Și pentru că nu avea unde să meargă înapoi, bătălia a fost câștigată. Și atât că pentru, dacă nu mă știu, 150 de ani, la curtea engleză din Londra se vorbea franceza. Dragii mei, suntem de o săptămână de rugăciune când se cere un lucru. Schimbare. Suntem rezistenți că ne-am obișnuit. Rutină, rugina, ruina. Acum oștile au lăsat un răgaz. Avem săptămâna de rugăciune. Scapă la munte. Cu orice preț. Acum e clipa de aur. Mâine nu ne aparține. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.